Avem un erou, dragii mei. Un erou pe care îl iubim și la care ne închinăm. Până aici e foarte bine. Îl cheamă mareșalul Ion Antonescu. Hai să vedem. Citim din documente. Ședința Consiliului de Miniștri din 15 aprilie 1941, referindu-se la evrei. Dau drum mulțimii să-i masacrez, eu mă retrag în cetatea mea și după ce îi masacrează, pun iarăși ordine. Asta pentru că mareșalul, după cum știți, nu era antisemit. Referindu-se într-o scrisoare din 6 septembrie 1941 către Mihai Antonescu, la războiul din Est, unde a distrus practic armata română, spunea: trebuie să se înțeleagă de toți că nu este lupta cu slavii, ci cu evrei. Este o luptă pe viață și pe moarte. Ori învingem noi și lumea se va purifica, ori înving ei și devenim sclavilor. Și războiul în general și luptele de la Odessa în special au făcut cu prisosință dovada că satana este evreu. Nu era antisemit. Nu. Uite ce frumos spune el, care era un democrat în viziunea istoriografiei securisto-ceaușiște-comuniste, care, sigur, v-a învățat pe toți cât de erou a fost. Iată-l ce bine spune el la 22 aprilie 1944 și la 6 mai 1944, când se referea la jidanii cu ochelari pe nas, care spionează pentru dușman. Jidanii, de care Academia Română crede că înseamnă ei jidanii evrei. Și spune așa, în dex, verificați în dex. Și spune el despre democrație: eu lupt să câștig războiul, dar se poate întâmpla să-l câștige democrațiile. Și noi știm ce înseamnă democrația. Înseamnă iudeocrație. Acum, dragi români, probabil asta v-a păscut, cu asta v-ați ales. Trăiți în iudeocrație, noroc că nu-i democrația asta, întrebați-l pe domnul Băsescu. Dragii mei, acum 70 de ani, armata română a fost dezonorată de un ordin al mareșalului care a dus la crimă de masă. Este cea mai neagră pagină din istoria noastră națională. Pentru că la acel moment, și suntem în octombrie 1941, la acel moment, comandamentul militar din Odessa a fost aruncat în aer de partizani. Antonescu a dat un ordin teribil, 24 octombrie 1941. Colonelul Davidescu, șeful cabinetului militar, mareșal Antonescu, a telegrafiat generalului Macici, care era la vremea aceea în situația de a pune în aplicare ordinele mareșalului. Telegramă cifrată 563 pentru generalul Macici, drept represalii, domnul mareșal Antonescu ordonă executarea tuturor evreilor din Basarabia refugiați la Odessa, toți indivizii care intră în prevederile ordinului 3161 din 23 octombrie 41, care nu au fost încă executați, precum și alții ce li se pot adăuga, vor fi puși într-o clădire minată anterior și care va fi detonată. Se va efectua această acțiune în ziua înhumării victimelor noastre. Acest ordin va fi distrus după ce va fi fost citit. Conform stenogramei ședinței Consiliului de Miniștri din 13 noiembrie 1941, iată discuția mareșalului cu subordonații lui. Îi spune guvernatorului Transnistriei Alexianu. Îl întreabă dacă represiunea a fost destul de severă. A fost, domnule mareșal Antonescu. Ce înțelegi prin destul de severă? Dumneavoastră sunteți ca miloși cu alții, nu cu neamul românesc. Alexianu: a fost foarte severă, domnule mareșal. Antonescu: am spus să se împuște câte 200 de evrei pentru fiecare mort și 100 de evrei pentru fiecare rănit. S-a făcut așa? Alexianu: au fost împușcați și spânzurați pe străzile Odesei. Să faceți așa pentru că eu răspund în fața țării și a istoriei. Să vină evreii din America să mă tragă la răspundere. În timpul procesului care l-a condamnat pe Antonescu la moarte, acuzatorul public, un comunist nenorocit probabil, l-a întrebat: cine a semnat ordinul care prevedea pentru fiecare ofițer împușcarea 200 și pentru fiecare soldat a 100 de oameni? A răspuns Antonescu: eu am ordonat. Pentru că am ordonat și în țara românească și am făcut multe legi represive care s-au făcut de către toate statele în timpul acela. Nu s-a executat niciun evreu, nu s-a executat niciun tânăr. Ordin de represalii am dat, dar de masacre nu. Sigur, el masacrase numai armata română la Stalingrad. Acum, apropo de aceste represalii și sărind puțin, dacă se poate,
Mihaela, peste câteva lucruri de aici, revenim imediat la ele. Dă-mi și mie 100, te rog. Slide 100, dacă se poate. Asta este Convenția de la Haga din 1899, legea internațională care funcționa și guverna războiul atunci când Antonescu ordonă masacrele de la Odessa. Aici se spune așa, în articolul 50, nicio pedeapsă generală, pecuniară sau de orice altfel nu poate fi impusă populației pe motiv de acte individuale care nu pot fi privite că ar reveni colectiv acelei populații. Nu poți pedepsi colectiv pe nimeni. E crimă de război. Apropo de evrei care au dezonorat armata română la retragerea din Basarabia, pentru că asta a invocat Constant Mareșalul. Veți fi uluit de faptul că știa foarte bine că nu poți atribui unei întregi populații acte individuale. Iată ce spune în rezoluția caracter de instrucțiune a domnului Mareșal Antonescu 21 octombrie 42, referindu-se la evrei. Plătesc toți cum greșelile unor netrebnici de-ai lor și de-ai noștri. Deci știa că e vorba numai de unii pentru care plăteau toți. Culmea, pentru netrebnicii lor, dar și pentru netrebnicii noștri. Nu pe România deportat, ci pe evrei. Asupra cărora a oscilat tot timpul în funcție de cum, nu-i așa, curgea destinul războiului și propriile sale umori de dictator scelerat. Referindu-se la cum îi omorau germanii pe evrei pe teritoriul controlat de administrația românească, în ședința Consiliului de Miniștri la 17 noiembrie 43 spunea foarte frumos: mi s-a spus că cei de la Golta ar fi fost omorâți în orice caz. Să-i previi pe germani că nu tolerez asemenea asasinate. Vă rog să atrageți atenția serviciului secret german că nu tolerez să-i omoare. Ce făceai, mă? Ăia dădeau iama în cetățeni români, îi masacrau, iar mareșalul anunța pe cine? Să-i spună Santinela din post comandoului german care venea să omoare, știți? Domnul mareșal a zis că nu tolerează. Bine, ok. Atunci bine. Și omorurile au continuat? Dragii mei, hai să vedem o mărturie teribilă din acele momente. Dați-mi 34. Odessa. Cea mai mare crimă și pata pe poleții armatei române. Iată ce spune acest supraviețuitor. Ne-au condus pe Dalnic. Populația Odessa era mare, deci era un convoi uriaș. Oricine nu putea să meargă pentru că erau acolo foarte mulți bătrâni, a fost împușcat pe loc. Ne-au dus pe toți la Dalnic, unde erau niște depozite ale artileriei, care fuseseră folosite de trupele noastre înainte de retragere. Ne-au pus pe toți acolo, în acele depozite, și au turnat benzină. I-au ars pe toți de vii. Asta s-a întâmplat acolo, dragii mei. Iar acest descreierat, pe care mulți îl privesc drept erou, își permite să adreseze poporului român următoarele cuvinte. Vă dau o secvență dintr-un film care respectă aievea mesajul mareșalului către acest popor. Dați-mi, vă rog, 36. La scării tot ce a fost bun în guvernarea mea. Tot ce a fost rău, iau asupra mea, în afară de crimă. Dacă aș fi fost învingător, aș fi avut statui în fiecare oraș al României. Cer să fiu condamnat la moarte și refuz dinainte orice grăsiere. Am terminat. Dar înainte de încheia, parafrazând pe Scipio Africanul, generalul roman mort în exil, vreau să spun poporului român: ție, popor ingrat, nu-ți va rămâne nici cenușa mea. Nici Dumnezeu din cer nu ar fi trebuit să adreseze cu asemenea cuvinte unui popor. Acest individ, acest criminal care a omorât
Mii de oameni la Odessa își permitea acest lux, pentru că se considera Dumnezeu. Și pentru acei ofițeri ai armatei române, care încă mai cred că Antonescu a fost un erou, vreau să le spun următorul lucru. În timp de război, marele stat major al unei armate este creierul acelei armate. Mai ales dacă e dictatură, dacă șeful statului major nu performează, îl schimbi. Niciodată nu vei ataca statul major al unei armate dacă ești conducătorul statului, decât cu prețul umilirii armatei, cu prețul unor posibile și proiectate înfrângeri, pentru că suminezi disciplina armatei și încrederea în comandanții ei. Este o crimă să faci acest lucru. Vă citesc acum dintr-o anexă la raportul generalului Șteflea, fost mare șef de stat major al armatei, destituit odată cu arestarea mareșalului, și care arată 23 aprilie 1944, șeful marelui stat major către domnul mareșal Antonescu, conducătorul statului român. În noaptea de 22-23 aprilie, la ora 23, am fost informat de acuzațiile grave aduse marelui stat major de către domnul mareșal în Consiliul de Miniștri, ce a avut loc în după amiaza zilei de 22 aprilie. Aceste acuzații difuzate la noi cu țeala cunoscută creează o atmosferă de neîncredere, contrară cerințelor momentului actual. Aceasta se adaugă la cunoscutele acuzații pe care domnul vicepreședinte al Consiliului de Miniștri Mihai Antonescu le-a adus în mai multe consilii de miniștri, și anume, citez, că marele stat major a trimis trupe române la Don și în stepa Calmucă fără ca domnia sa să aibă cunoștință, am încheiat citatul. Ori subsemnatul sunt precis informat că domnia sa a redactat personal scrisoarea prin care domnul mareșal făgăduia Führerului să intervină cu aceste forțe pe frontul de est. Deci asumarea de către Antonescu, pe care v-am arătat-o în document, că el este responsabil pentru masacrarea armatei române la Stalingrad, iată în ce se transformă. Acuze aduse marelui stat major, de parcă marele stat major ar fi trimis armata să moară la Stalingrad. Știți de ce era supărat Antonescu? Ia uzi, că marele stat major nu s-a îngrijit de cantonarea și hrănirea personalului ce însoțea pe domnul mareșal și pe domnia sa în satul Coadele, la vila Weber. Că nu s-a îngrijit de paza domnului mareșal la această vilă. Domnul mareșal trebuia slugărit de poporul, care nu merită să aibă nici măcar cenușa lui ca popor ingrat. Iar tu, armată, stai în genunchi și slugărește, dacă nu cumva ai să mori pe la Stalingrad, unde te trimit eu din slugărnicie pentru Hitler. Halal, erou, bravo români, meritați o pauză de publicitate.